E important să facem cunoștință unii cu alții și o să începem din Dobric. Stai că este, aveți o veste cu mine. Începem cu Marius și cu Carmen. Carmen, lasă-mi de așa de greu acum. Dar ne spuneți câteva lucruri importante despre voi. Dar dați-te profund din mâna, bine? Ca să nu vă gândim în față. O fac și o facem cu drag și
Și mulțumesc, Domnule, că se împlinesc Scripturile, că spune acolo că pierzi ceva când te întorci la Domnul, dar câștigi însutit. Frați și surori în Hristos. Și ce frumos e când ne întâlnim așa o dată pe an, lăsăm totul deoparte munca și ieșim împreună să ne bucurăm în Domnul, e această părtășie mai relaxantă. Avem aproape 24 ani de căsnicie. Avem pe Naomi, care mulți o cunoașteți, am o doilea politehnică. Mulțumim, Domnule, că facem parte din Biserica Betel și sunteți frații noștri și surorile noastre Hristos. Mulțumim, Domnule, pentru asemenea oameni ca dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Mulțumim, Domnule, că am ajuns cu bine aici, suntem un pic mai sus, mai aproape de cer. Slăvit să fie Domnul, ca aici înălțimea mai mare. O familie Radu, Costică, Susi. Avem aproape 29 de ani de căsătorie. Mulțumim! Ne bucurăm să putem și noi să fim cu noastră împreună și dorim ca Domnul să ne vorbească la fiecare în seara aceasta și fiecare ședință pe care o avem, fiecare lecție. Dumnezeu să vină cu ideea de ședința noastră aici și am vrea să ne țină Domnul sănătos să mai putem face asemenea întâlniri. Domnul să vină cu ideea de Simona și pe Toni să poată să se ocupe în continuare de... Că nu e ușor, într-adevăr, Domnul să-i întărească și să... și pe... acum avem și Paul și Ligian, Domnul să-i întărească și cu ei, să se împreună, să-i fac echipă bună. Slării să fie Domnul. Avem și două fete, să dorim un an ca nou și eu și un băiat. Pace Bogu! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi suntem de 3 ani împreună. Așa, eu fiind din lume, 6 ani, toți la urmă, 7 ani, mulțumesc. Mulțumesc lui Dumnezeu încă o dată pentru soția mea minunată în mod public. Și mulțumesc pentru toți frații și pentru toți rolul. Ne bucurăm să fim cu voi și sperăm să putem să ne apropiem cât mai mult și să învățăm unii de la ceilalți. După cum cunoașteți, Alin și Diana Mateuț, slujim în biserică Betel deja, adică eu, și ne bucurăm să fim cu voi în seara aceasta. Și Diana la Doca. Și Diana la Doca, da? Da. Și... avem doi copii, suntem căsătoriți de 13 ani, aproape 13 ani, mulțumim la fel. Și aș mai zice mai multe două video ca așa. O video și Carmen Tomaș. Suntem căsătoriți din 1996, și acum la voi că nu mai știu. Suntem căsătoriți de 24 de ani, avem o fică de 26
Adrian Andreea. Ne bucurăm să fim în seara asta cu noastră împreună și mă rog că Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune pe toți ca să ne unim în lui. Vă mulțumim! Emma Shalin, căsătoriți de 6 ani, anul ăsta, în 25 august. Doi copilași, David și Denis, slujim la Biserica din Gâlgău, împreună cu Alexandra și Dan. Și e prima dată pentru noi, mulțumim Ligia pentru invitație și sigur o să fie ultima. Suntem o familie binecuvântată de Dumnezeu și asta e mare lucru. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră aici și sper ca Domnul să ducă multă învățătură prin slujitorul Lui pentru noi toți. Pace! Suntem familia Paul, Dan și soția mea Alexandra. Dumnezeu mi-a dat 3 copii, o fetiță și 2 băieți. Suntem căsătoriți de 12 ani, stăm în Gâlgău și slujim acolo. Încercăm să facem voia Domnului în toate și cred că și asta să facem voia Lui, vreau să vedem aici și dorim ca să învățăm ceea ce El vrea să ne transmită și să putem să punem în practică și mai mult să ne asemănăm cu El. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
Deci, pace. Ești din familia Butica sau Butco, cum se citește. Și se scrie cu Y, chiar dacă e scris cu Y aici. Cu Y. Deci e scris cu Y normal. Sunt din căsătorie de aproape 4 ani, ne-am pus facem 4 ani. Mulțumim. O avem pe Amedea. Și în 2 săptămâni jumate o să avem pe Anelis. Și... și mulțumim că am putut veni aici. Unele persoane ziceau că ar fi posibil poate să nască Alina aici, să sperăm că nu. Și sperăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare și să ne vorbească. În rest, eu sunt jumătate lungă, jumătate Adelea. Și soția lui Olteancă. Suntem familia Ciurean, Sander și Doina. Suntem căsătoriți de aproape 30 de ani. Avem 3 fiice și o nepoțire. Suntem membri biserică de când s-au deschis. Dacă am fost o temporadă plecați în Spania și am revenit. Și ne bucurăm că suntem și noi prezenți aici la conferință. Bună seara și pace bunelor! Suntem familia Ciurean, Robina și Alexandru. Noi suntem care fratele au spus că am venit din Spania. Și ne pare foarte bine că am venit aici. Vă mulțumesc! Pace Domnului, fraților! Și aș dori ca Domnul să fie binecuvântat în această seară. De tot ce se face și să fie spre slavă și cinstea Domnului să ce spun. Mă numesc Lazar și Sabina și suntem căsătoriți de 29 de ani trecuți. Și avem doar un copilaș care și-a fost aici, Alex, care îmi cer scuze că are emoții, că e prima dată când a fost. Și Ioan, care nu e în locul acesta și tare doream să fie și el, și de doi nepoțeli. Slujând în Spania, în La Coruña, lângă La Coruña, un loc care se numește Melia, vorbește în spate. Și Melie, într-o bisericuță micuță și frații acolo vă transmit pacea Domnului și ar dori și anul care vine, mai ales fratele care conduce biserica, să facă și el parte în locul acesta. Și îmi doresc. Și nu știu ce să mai spun. Suntem membri Biserica Betel, chiar așa cum a spus și fratele meu Sandru, am mai fost plecat în străinătate, am slujit acolo. Și acum suntem membri și în Betel și și în Melie. Domnul să vă binecuvânteze. Pace tuturor, suntem familia Cristurean, Lorena și Alex. Ne bucurăm să fim cu voi pentru a doua oară. Anul ăsta căsătoriți cu viitor prunc pe drum. Anul trecut am stat cu Liviu, în care nu mai vreau să ne vedeți. Sunt tatăl care a adoptat fiica lui. Mă bucur de faptul că am auzit și pe vorbind în public. Sperăm ca Domnul să ne învețe pe mai multe lucruri prin oamenii care au organizat această întâlnire. Camelia și Marius Maxim, dar totuși, în această seară, scumpa mea soție o să mă găbim. Împărăția lui cu toții. Amin. Mulțumim pentru tine.
mulțumim Domnului că ne-a dat privilegiul să-L slujim pe El. Și mulțumim Domnului că am venit cu biserica pe care putem să-L slujim pe El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Suntem familia Rătișan, Vasile și Triam. Dacă anul trecut ne-a surprins și am sărbătorit împreună la 28 de ani, acum sunt 29 de ani. Mulțumesc Domnului pentru Triam, pentru tot ceea ce mi-a dat. Avem 6 copii, 4 băieți, 2 fete. Aici inclusiv o noră și un ginere, 3 nepoți deocamdată și ne bucurăm să fim împreună cu voi. Vă considerăm ca o familie noastră, chiar dacă suntem membri biserică al Mărului Vlej și Domnul să vă monteze. Sper să fim un timp binecuvântat și de ajutor pentru fiecare. Pace, suntem Dani și Rebecca Gângă, suntem din biserica numărul 1 Dej, suntem căsătoriți de aproape 4 ani, în septembrie. Mulți înainte. Deocamdată nu avem copii, nu că nu ne dorim, dar să vă rugăm pentru noi. Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră și sperăm să avem un timp frumos în continuare, să vă cunoaștem cu cât mai mult, că nu vă prea cunoaștem, dar... Îți frate cu Liviu, o să urmeze și eu. Vezi că dacă se ne cunoaște, sunt prea bine, o să vă uitați la biserica pe termen. Vă pun gata. Pace și bună seara. Suntem familia cealaltă gândă. Lui, Liviu și Luisa. Ne bucură că facem parte din această familie minunată. Îi adaug la conferință. Alex, mulțumesc pentru... mulțumesc și pentru fiul adoptat. Noi suntem familia Gângă și ne bucurăm tare mult că putem să fim împreună și vrem să învățăm mai multe de la voi, aveți mai multă experiență, suntem căsătoriți de 10 luni și avem drum lung de bătut împreună, așa că Doamne ajută! Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în seara aceasta pentru prima dată. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți. Sunt aici pentru că, în primul rând, sunt un familist convins. Și noi suntem Cristian și Cristiana Rojoiu. Suntem de lângă Târgu Jiu. Slujim eu ca păstor în Biserica Creștină după Evanghelie, în localitatea Mătăsari, un orășel minier. Pe 10 mai am făcut 32 de ani de căsătorie. Doi băieți, amândoi IT-iști, lucrează în București, dar nu asta e important, important că amândoi sunt pe calea Domnului și slujesc pe Domnul. Și probabil că anul viitor vom avea și o noră în familia noastră. Suntem aici pentru că prietenul nostru Toni și Simona ne-au invitat și am dorit să experimentăm cu dumneavoastră aici. Și lucrăm și în proiectul OCC de cam de 25 de ani împreună. Eu sunt coordonator național cu rugăciunea, soția mea e coordonator regional cu logistica. Lucrează pe aceeași linie cu Toni. Și ne bucurăm că ne-am cunoscut și vreau să vă spun că sunteți frații mei, pentru că noi acolo, vorbesc mereu cu Toni, noi lucrăm cu toate bisericile. Nu contează că-s creștini pe Evanghelie, că-s baptiști, că-s penticostani. Chiar pe 3 iunie avem o seară de rugăciune toate bisericile și toate cultele împreună. Și aceasta face Dumnezeu. Duhul Sfânt ne unește și ne cheamă să locuim împreună și să lucrăm împreună și să ducem Evanghelia mai departe. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze slujitorii Lui și chiar dacă avem 32 de ani de căsnicie, să știți că mai avem de învățat. Și învățăm! Hristos a înviat! Suntem familia Veioti, Cerasela și Dragoș. Eu sunt macedonean. Întors la Domnul din lume, de 29 de ani, și
Suntem căsătoriți. Luna viitoare facem 30 de ani. Avem 3 copii. Suntem aici la invitația lui Toni și a Simonei. Ei sunt cei care ne-au invitat pentru prima oară la o astfel de conferință. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Facem parte din Biserica Speranța din Agigea Constanța. Așa că la vară puteți veni la mare. Sperăm să învățăm cât mai multe și ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și ne rugăm ca Domnul să dea har și putere, înțelepciune și pricepere celor care vor vesti cuvântul Lui și care ne vor învăța ce trebuie să facem în familie. Mulțumim! Suntem familia Barton, suntem căsătoriți de 20 de ani, avem 2 copii, Simone și David. La noi, în familie, e simplu. Fac, zic cum vreau eu, dar fac cum zice soția și toate aceste copii. Mai avem încă un copil, deci putem pune 4. Da, cred că toată lumea știe că sunt persoana calmă din familie care aduce echilibru. Cred că și Luca vrea să se prezinte, de nu știu. Și de atentăți să învățăm lucruri noi și pe care să nu ne uităm. Cum să mai fiu? Suntem Lidia și Cornel Pop, cea mai tânără, cea mai tânără familie de Lucea. Am 76 de ani, nu-s bătrân. Am multă experiență. Și soția slujește, știți, se ocupă de Dorca. Eu am fost dedicat la gradul de șofer și... Domnul să le binecuvânteze în bucurie că suntem împreună. Eu mă bucur că sunt cu atâția tineri. Mă simt mai tânăr. Și vreau să vă spun că prima conferință la care am fost, în 1996, de atunci, frate Nelu de la Beliș. Am fost la multe, multe, nu chiar la toate, dar avem experiență că e foarte bine să veniți, să nu ratați niciodată conferințele, că învățați mult. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Atâta vezi că în seara asta vrea să rugească ea, dar nu m-am... Asta el a vorbit la început, acum vorbesc eu. Ne bucurăm că sunteți Biserica Betel. Aici împreună cu noi. Și ne bucurăm. Și nu numai. Și nu numai. Și nu numai. Așa, e adevărat. Și ceilalți sunt parte. Deci, Betel, aici în perioada asta. Și mult special vreau să mulțumesc Domnului pentru Simona și Toni, pentru Ligia și Florin. Domnul să-i binecuvinteze și să le răsplătească că au organizat asemenea întâlniri.
întâlniri speciale, altfel nu eram aici. Suntem familia Mureșan, Atena și Nelu și mulțumim Domnului pentru cei trei copii ai noștri, Damaris, Ionatan și Paul, care ne-au făcut bunici de 9 ori. Deci avem 9 nepoți. Suntem căsătoriți de 39 de ani. Și mulțumim Domnului pentru anii ăștia în care El ne-a șlefuit cu fiecare conferință, începând din 96, așa, de la Beliș. Chiar discutam cu Nelu când am mers la prima conferință și ziceam, nu știm ce va ieși de aici și ce va fi. Dar după aia, an de an, și în fiecare an, mulți, Domnul ne-a învățat pe noi, în primul rând. Domnul ne-a crescut pe noi spiritual, ne-a schimbat pe noi și în căsnicia noastră a schimbat multe lucruri, ne-a învățat multe lucruri, ne-a maturizat și încă mai avem de învățat, n-am ajuns la capăt. În fiecare zi avem de învățat și Domnul tot schimbă viața noastră. Mulțumesc Domnului pentru soțul meu minunat, prin care m-a învățat multe, multe lucruri. Din cuvânt, deci dacă nu era Domnul care să ne schimbe prin cuvântul Lui, noi poate că, nu știu, nu vreau să zic mai multe, dar eu am crescut spiritual, eu personal am crescut spiritual foarte mult prin conferințele astea. Și când Domnul te cheamă, nu poți să zici nu, nu poți să stai nepăsător, nu poți să întorci spatele, nu poți să zici, Doamne, fug ca și Iona. Știi, nu vreau să mă duc. Nu, Domnul te cheamă, trebuie să fii în slujba Lui. Și mulțumesc Domnului. Am mai mulți ani aici în Ardeal decât în Moldova mea, în Galați. Da. Domnul să ne binecuvinteze în zilele acestea și știm că El mai are de lucru cu noi. Până când El va veni să fim acolo unde El ne așteaptă și ne cheamă să fim. Fiți binecuvântați! Cred că ar fi la greu să mă mulțumim Domnului pentru Adi, ginele noastre și pentru Corina și Rebecca în rolurile noastre. Oameni deosebiți. Mai eu, deși sunt un pastor cu, zic, mai multă experiență decât ginele noastre, decât Adi, vreau să spun că am învățat lucruri importante de la ginele, că mă mai tânără decât mine, da? La care aș putea fi tată și chiar îi sunt tată sau. Mulțumesc, că te-am lăsat un pic singur acum. În timp ce ascultam ceea ce ne-ați împărtășit, hai să vă spun unde mi-a fugit cântul. Dumnezeu care ne-a creat și ne-a lăsat să ne îndrăgostim cu de altul. Băiatul adoptat de familia Sergiu. Să mai zici așa. Tu ești un cristorian mai. Tu ești adoptat de... Că fata asta ți-o cucerit tine, mai ai vinovată. Că m-am uitat la voi să mă arăt câteva sânt din versa mai încă, de bine, că s-a ședut din la jocul ăsta, la haina aia și da, mă. E creierul. E designer. E designer așa, mă, tu ești designer familiei voastre. Dar nu pot singur. Consultă pe arhitect, ok? Bun. Câte ani de găsit ce înfezori? Nu. Aproape cât un bebeluș, 9 luni. Uite-te, avem aici pentru voi ăsta. La vreștia vreau să faceți confuzie. Ok. Trebuie să o desfaci tu. Pe dincolo, desfăl. Ambalajul se poate rupe. Ambalajul trebuie păstrat, trebuie rupt. Esența trebuie păstrată. Atenție! Mulți dintre noi ținem așa un ambalaj, nu vrem să rupe. Și nu ajungem la esență niciodată, ia să vedem. Poți să arunci jos. Cine știe ce scrie?
Ferice de omul care se teme de Domnul și cere și are o mare plăcere pentru poruncile lui. Psalmul 112 cu 1. Știi, designerul care l-a gândit, uite, a văzut că ai barbă. Ok, aici ai dat mine și din asortă și-o eliminat. După aia, ok? Și Lorena s-a ținată și Alex îi ține bebele. Ați văzut de Daliu? Nu se vede la putinia. Și rostește fiecare din nume. Pentru că vreau să vă întrebam ceva aici. Să ne amintim și noi de vremurile de odinioară. Spune-ne, Alex, cum te v-ați cunoscut? Cum ați întâlnit? Unde? Ce v-a tras unul spre altul? Bine? Avem timp că... Noi avem o poveste mai ciudată. Chiar s-au cunoscut mamele noastre. Prima dată frații noștri la școală, Natalia se lea și cu fratele meu Darius. Darius era nu prea umbra la școală, nu-și făcea temele. Natalia a venit și a dat temele și l-a ajutat. Pe urmă a venit cu familia la mine acasă, mama a ginit-o pe Lorena și vreo două săptămâni a insistat. Deci a fost prima dată în viața mea când am ascultat de mama cu ce poate să vorbesc și m-am câștigat. Cam asta e povestea, am spus rapid cum am început să vorbim și cum am ajuns împreună. Pe urmă am văzut care taică s-o campă și am zis, bă... Alex, mă gândesc la săracul Adam și la așa la care era. Dar tu vreau și acolo părintele intervenit. Ce să zic că Pavel spune, copiii, ascultați în loc de părinții voștri, că ce este drept să cinstești pe tata și mama ca să trăiești bine și pe pământ, să fii fericit, da? Dar auzi, cred că mamele și-au încheiat activitatea. Gata. 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 Doare, vrei să mai spui ceva vis-a-vis de... De mame. Vreau să spun o ciudățenie. A fost cu atât de la stăci cu conferință de prima dată când aud o istorie a îndrăgostiților pornită în felul ăsta, da? Pentru că suntem diferiți, uite lucrurile diferite. Bun. Domnul să-mi gândeze naștere ușoară, copil sănătos și grijă mare de altă. Ma, hai să vedem cine e cea mai vârstă familie de aici. Oare cine să fie? Frate, domnule, hai, mi iată, să vezi ce-ați primit aici. Ia. Ai oprit-o cumva. Să nu oprești. Da, când e ușit. Da. Vezi oprit-o. Pune, mai trecut de acolo. Pentru ce așa niște explicații, da? De la mine să-mi iau pe nici aceste detalii. De mine să-mi spui tu. În mașina a fost tare de băiață. Nu știi când explic că o femeie la un bărbat ceva, bărbatul înțelege cu creierul de bărbat. Pentru că la un moment dat am omis detaliul din... Uite ce să spun eu. Ăsta sunt de poatele tale pe care tare le-ai îmbrăcit și le-ai crescut, înțelegi? Vă amintiți de când v-ați căsătorit, da? Uite ce spune. Citește. El, Domnul, îți satură de bucătă spre primeția și te face să întinerești ca Domnul. Psalmul 103 cu 5. Ce avem în coș aici, Lidia? Ai văzut? Bunătățile pe care Domnul vi-a dat bătrânețe, adică camera video din Cornel. Alte bunătăți. Trebuia să fiu cu Domnul. Ea parte, dar e poș, nu se mai...
Ideea coșca, ideea coșului este că Dumnezeu a dat un coș acestei familii din care împart binecuvântările Domnului, că nu le țin pentru ei, da? Cum e în felul lui și noi am venit pe linia neoficial diaconița bisericii. Pentru că facem o diferență. Dar acum... Mulțumesc tare mult de așa frumos cadou și că nu merez, dar că nu-l merit. Acum, vă costă ceva cadou să îmi spune, fratele, cum v-ați îndrăgostit voi acum 54 de ani? Vă spun exact cum a fost. Mergeam la loc cu bicicleta, ea era pe o fărțitură de frân și a luat filmul. Eu m-am mutat după ea și am mutat în șanțe. Am crezut frumos. A venit să mă ajute și așa. Deci orice accident e și acum avertisment. Când conduceai bicicleta, dacă plecai într-un șanț, nu era problemă. Dar acum gândești cu mașina și vezi o fată să o ferească de o altă femeie, merge să pici în șanț. Da? Domnul să o binecuvinteze. Și cred că atunci Lidia tot lucră la rând, Lidia să frate de comere. Că pe persoana ce trece timpul chiar dacă nu picăm cu bicicleta, pică altele din noi și Domnul să o binecuvinteze. Este o binecuvântare pentru biserica pe tine. Sper să ne cunoaștem toți de aproape și să ne bucurăm împreună în timpul ăsta, să profităm de cele două zile și să lăudăm pe Domnul. Să-L slujim până la gata. Câteva dintre familiile... Da. Vorbeam să-i trebuie de coate de Cornel, am trecut coate în apel la ei și folosea două cârje. Două bastoane. Și la un dat zice Lidia, atât am dus în o conferință, zice că e că omul ăsta mi-a luat puterea din ghetare bolnav. Și apropo, când bărbatul e bolnav, îi va ieși amar. Când nevastă săracă e bolnavă, nu se plânge. Dacă noi suntem bolnavi, dar așa nu trebuie să știe. Da? Dar mulțumim Domnului că Domnul putere și sănătate să vină aici. Pentru că mai mulți dintre voi ați vorbit despre cunoaștere și procare, o rugăminte. Și cei care vezi la conferințe de mai multă vreme știți rugămintea asta. Sigur, ca orice regulă, un respect alății nu. De-aia e un mic rugăminte în o regulă. Dacă se poate și dacă nu cere ceva prea greu, la fiecare masă stă cu alte persoane, cu alte familii. Bine? Nu stă doar cu aceleași familii care stau în seara asta la cină. Vă recomandă pentru îmbogățirea duhovnicească a fiecărei familii, să încercați să stați cu alții.